Domnule Dobrilă, care sunt diferențele dintre fondurile europene 2007-2013 și cele din noua perioadă de programare 2014-2020? Sunt două tipuri de diferențe pe care eu le consider destul de mari și în sensul bun și în sensul mai puțin bun. Unul este diferența de strategie și de înglobare a prevederilor strategiei noile programe și ghiduri, adică mai concret și pe înțelesul tuturor, există niște strategii mult mai clare pe fiecare domeniu în parte, țintele sunt mult mai exacte și sunt șanse mari ca, deși procesul e mai complex și e mai greu să vezi cât de bine te încadrezi în strategia regională, strategia sectorului respectiv, sunt șanse mult mai mari ca acești bani să aibă un impact mare în finalul realizării acestor proiecte. Deci a fost un proces de consultare publică mult mai complex, și mă. există strategii care sunt coerente pentru jumătate sau mai mult de jumătate, consideră din aceste domenii. Bun, dar din punct de vedere al beneficiarilor, al, al oamenilor de afaceri care vor să absorbă fonduri europene pentru businessurile lor, care sunt provocările și care sunt noile facilități? Sunt mai ușor sau mai greu de accesat dintre noile fonduri? Pentru oamenii de afaceri, un dezavantaj este că au scăzut. Fondurile, adică dacă înainte, procentul beneficiarilor privați era între 20-30%, din totalul fondurilor acum este între 10 și 20%, fără să fie o statistică la acest moment clară. Deci, un dezavantaj. Pe de altă parte, avantajul oamenilor de afacere că fiind fondurile mai bine țintite, probabil se vor evita acele competiții de 10 la 1, pe care în 10 oameni munceau și maxim 1 reușea să beneficieze după munca lui. Există niște avantaje mult mai concrete care vin din trecut, dar acum vor fi aplicate de la început cu privire la modalitatea de decontare. Dacă înainte tu plăteai din buzunar în majoritatea cazurilor și așteptai câteodată rugându-te la Dumnezeu să-ți vină banii, acum există situații frecvente în care statul plătește contribuția lui direct către furnizor, există mecanisme care deja funcționează și ajută mult oamenii de afaceri să nu se mai blocheze pe proiectele europene. Deci or să fie, spuneți, mai puține cazuri din acelea în care oamenii de afaceri ajungeau într un faliment din cauza întârzierilor da! De o să fie mai puține cazuri și uh, mecanismele acestea de finanțare devin din ce în ce mai inteligente și sub presiunea Uniunii Europene. Mm. Și dacă odată uh, puteam uh, să citim despre ingineria financiară pe site-uri, acum există elemente de garant, fonduri de garantare complexe, uh, garantări dedicate proiectului, care odată nu erau valabile. Sperăm! ca în următorii șapte ani, nu zic anul viitor, să putem asista la prima bancă să acorde și ea o finanțare pe proiectul de investiții, nu cu casa și cu masă. da. da. Adică să nu să se uite mai mult la planul de afaceri da. și mai puțin la garanții. Da, nu avem nicio bancă astăzi, asta o spun cu mâna pe inimă, care să poată acorda o finanțare bazată pe cash flow viitor al proiectului și pe obiectivul de investiții în sine, fără să aibă niște garanții colaterale și o firmă cu istoric. Nu am cunoscut și nu cred că există în România o finanțare pe proiect autentică. Totuși, statul mai are niște bănci ale sale de stat, Check Bank și Exim Bank pot fi, de ce nu sunt folosite în zona aceasta, de ce statul nu le împinge pe partea aceasta să ajute antreprenorii să absorbă fondurile europene. Aceste bănci au fost împinse, dar uh, au fost insuficient reformate. Aceste bănci încă se bazează, cecuri vorbesc, că Exim Bank-ul e o unitate centrală, practic, pe o structură teritorială complet inertă și disfuncțională. Ce știu eu e că statul acum creează niște unități dedicate proiectelor cu fonduri europene care să încerce să facă ceva mai mult decât s-a făcut până acum. Dar până acum cecul a funcționat ca o bancă normală, iar promisiunile acestea cred că își vor găsi aplicare într-un an sau doi dacă toate merg bine. Ace bancă de dezvoltare despre care vorbeau guvernanții. Este prima prioritate a României astăzi, o bancă de dezvoltare. Este și proiectul care deocamdată nu a fost nici măcar schițat de către Bun. guvernanți, decât ca vorbă. Din păcate, dar ca idee... O bancă așa, de dezvoltare că... și un institut de dezvoltare care să deseneze dezvoltarea în domeniile cheie sunt priorități ale României care nu sunt băgate în seamă nici măcar pe, în, în discuțiile de guvern. Bun, cum vedeți relația cu autoritățile în nou cadru financiar? Românii care și-au făcut proiecte pe fonduri europene s-au plâns mereu de atitudinea rigidă a autorităților de management și a organismelor intermediare, de controle dure și pretenții absurde, de tot felul de hârtii inutile și de birocrație. Cum va fi acum? Care e percepția dumneavoastră? Dacă discutăm de relația cu autoritățile, aș împărți discuția în două. Una este atitudine și una este profesionalism. Eu cred că s-a câștigat un punct mare la profesionalism numai în prisma experienței celor șapte ani și deja probleme care odată se bâșbâiau acum, acum sunt clare și când te apuci de un proiect am știi ce te poate lovi. În 2007 nu știai, ba din contra ți se explicau să faci niște lucruri care după șapte ani se întorceau împotriva ta. Deci un punct câștigat ca și profesionalism, experiență trecută, funcționalism, Acționarii sunt mai valoroși, cu siguranță spun asta. Și mai bine plătiți? De, de multe ori mai bine plătiți, nu toți, dar da. Așa este, sistemul a fost în parte reformat, mai e loc, mai e mult până departe, dar în parte reformat. Există, în schimb, cealaltă problemă care cred eu că este o pierdere din ce în ce mai mare, să nu-i spunem atitudine, să-i spunem demotivarea crasă, când și datorită contextului acesta spectaculos cu uh, multe arestări și cu multe uh, probleme, funcționarul e mult mai înclinat să-și acopere spatele decât să dezvolte și să promoveze un proiect. E o problemă esențială, o problemă fundamentală. Acest funcționar nu este nici protejat de imixtiunea politică, are și o lege care cumva e destul în defavoarea lui, pentru că definițiile sunt la limita abuzului în serviciu, a negligenței în serviciu, practic orice se poate întoarce împotriva da. lui. Și aici, într-adevăr, e o problemă sistemică și asta ține în loc totul și nu cred că se va rezolva ani de acum. Dumneavoastră, consultanții pentru fonduri europene, cum veniți în întâmpinarea românilor care vor să acceseze fonduri europene? Ce le oferiți și ce le cereți în schimb? Consultanții cred că au câștigat un punct important în cei 7-8 ani de zile la încredere, în sensul în care piața s-a cristalizat, adică cine e în picioare după 10 ani, acești 10 ani grei și are un portofoliu de proiecte și un istoric, poate oferi deja din start un serviciu de încredere, pentru că majoritatea beneficiarilor se plâng că nu au încredere în partenerul din fața lor, că nu plătește niciun avans, că fuge cu avansul și că nu este alături de el până la capătul procesului și îl păcărește la discuția inițială spunând că toate sunt bune și frumoase până când e mai greu și dispare. E, aici avem deja un mănânc de firme, sunt zeci de firme, să nu spun sute, că nu sunt sute, care deja au trecut acest test și oferă în primul rând acest punct de încredere pentru beneficiar. În afară de încredere, există cu siguranță și din partea consultanților o experiență. Ne-am lovit de multe noi consultanții și putem să aplicăm totul și să scriem un proiect nu cu gândul cum să se aprobe, că deja modelul acesta a expirat, ci cu gândul cum să fie cât mai fezabil pe termen lung pentru beneficiari, dar și să îi protejăm cât mai mult de riscurile perioadei de implementare și mai ales de post-implementare, care acum 10 ani erau aproape necunoscute. Deci de azi scrierea unui proiect are ca și componentă monitorizarea proiectului egal de importantă cu scrierea și aprobarea proiectului. Dar din ce bani sunt plătiți e, consultanții? Beneficiarul po poate utiliza fondurile europene pentru plata consultanților? Adică e... Pentru proiectele foarte mici există programe de asistență tehnică, cel puțin la PNDR. Da care permit uh, plata unor consultanți care să ofere consultanță gratuită pentru proiectele foarte mici, unde beneficiarul nu și-ar permite consultanța. Cele pentru... din agricultură cele cele din agricultură au locală. acest program, au acest program, da. această sau au avut-o și pe perioada trecută, s-a folosit. O altă, un alt aspect este cel al IMM-urilor, și pe majoritatea programelor consultanța este eligibilă la finanțare, nu pe toate. De exemplu, da. pentru programele de cercetare este aproape ne, este neeligibilă aproape generalizat au fost complet, complet scoase și consulta consultanții vor fi plătiți de beneficiari. Mm. Dar, de exemplu, ne așteptăm ca pe POR, și nu s-a lansat pe PNDR, consultanța să fie eligibilă și să-l ajute, practic, pe beneficiar să aibă un serviciu bun. Da. Vreau să fac un proiect pe fonduri europene. Care ar fi cele mai importante trei sfaturi pe care mi le-ați da? Unul este să nu faceți mari compromisuri în scrierea proiectului în scopul ca acesta să se aprobe pentru că cel mai important lucru pentru beneficiar este ideea în sine, conceptul de proiect și ca aceasta să meargă din punct de vedere economic. Am văzut multe aberații, multe condiții care au fost puse să ia puncte și care au îngenunchiat acea afacere după 3 ani, după 5 ani, după, după 7 ani. În al doilea rând, este o insuficientă uh, orientare a beneficiarului spre dezvoltarea unui concept de proiect fezabil. Se merge pe principiul dacă am 90% trebuie să meargă. Dacă am 70% nu se poate să nu meargă. E, se poate! Și atunci cred că beneficiarul ar trebui să se orienteze din ce în ce mai mult nu pe aspectul de cum să scrii un proiect și cum să implementezi, ci pe piața lui, să-și cunoască piața, să-și cunoască micromediu, să-și cunoască metodele de management ca să atingă Proiectul. Și un al treilea punct, apropo de alegerea consultantului, care se spune că e importantă și cu siguranță este, este ca beneficiarul să se uite în momentul în care își alege acest partener, care e consultantul, nu este un furnizor de servicii, vă spun de acum, e greșită această perspectivă de furnizor de servicii, el este un partener vrând-nevrând și să vadă, să aibă un portofoliu de proiecte relevant pentru ceea ce vrea să facă el. Nu să fi făcut postru și să faci, faci PNDR sau invers, pentru că nu tot timpul se aplică. Sau dacă faci asta, să fii conștient că experiența nu e atât de relevantă. Mulțumesc foarte mult! Mă mulțumesc